găsit acasă în Prahova, doamnelor, domnilor, suntem în top, din nefericire pentru noi, un top care nu prea ne face cinste. Vorbim astăzi alături de invitata mea despre două subiecte, spun eu, extrem de importante, nu doar în Prahova, ci în întreaga țară. Este vorba despre nașterile în rândul minorelor, un fenomen alarmant la momentul de față. De ce spun asta? Pentru că cea mai mică mămică din județul Prahova are doar 12 ani, iar potrivit datelor furnizate de către Direcția de Statistică Prahova, peste 300 de minore au dat naștere unui copil în ultimii 2 ani. Deopotrivă, așa cum spuneam, vorbim despre un alt top care nu ne face cinste iarăși și este vorba despre mortalitatea în rândul femeilor în ceea ce privește două forme de cancer extrem de agresive. Este vorba despre cancerul de col uterin și cel mamar. Anual în România peste 2000 de femei pierd lupta cu viața din cauza cancerului de col uterin. Alături de mine pentru a discuta despre aceste subiecte extrem de delicate și îngrijorătoare deopotrivă este doamna dr. Cristina Radu, medic primar obstetrică ginecologie. Bună ziua, bine ați venit alături de mine. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, doamna doctor, în prima parte a emisiunii, așa cum spuneam, vom vorbi despre ceea ce înseamnă nașteri în rândul minorelor. Și aș vrea, spuneam puțin mai devreme, că cea mai mică mămică din județul, dacă o putem numi mămică, din județul Prahova are doar 12 ani. În ultimii 2 ani de zile, peste 300 de fete sub 18 ani au adus pe lume un copil. Se poate vorbi la ora actuală despre un fenomen? Este un fenomen social. Este considerat un fenomen social de către Organizația Mondială a Sănătății. Pot să vă spun că România se găsește printre primele două țări în care rata nașterilor la adolescente este cea mai mare. Vorbim despre, așadar, despre un adevărat fenomen social. Pot să vă spun că s-au făcut date statistice, studii și că am notat pentru anul 2018 în România 727 de fetițe sub 15 ani au născut și 18.753 de adolescente între 15 și 19 ani au adus pe lume copii. Este elocvent că este un fenomen cu adevărat social și îngrijorător. Bun, dumneavoastră v-ați ocupat de ceea ce înseamnă, să zic, cazul despre care vorbeam mai devreme, fetița de 12 ani, sau mă rog, ați intrat în contact cu ea, fetița de 12 ani care a născut în Prahova. Cum este, doamna doctor, să vină la dumneavoastră, la cabinet, o copilă și să spună, sunt însărcinată? Și dumneavoastră să aflați care, 12, 13, 14, 15 ani? Ni se întâmplă, din păcate, frecvent în ultimii ani și Cum gestionați? Adică mă gândesc că pe lângă medic trebuie să vă transformă și în psiholog categoric, în astfel categoric, de cazuri. Pe lângă medic, din punct de vedere obstetrical, este un fenomen îngrijorător, deoarece sarcina la o asemenea vârstă este o sarcină care va evolua cu patologie, cu anemii, cu tensiune indusă de sarcină și alte complicații. Practic, organismul unei organismul fetiței nu este pregătit pentru ceea ce înseamnă sarcină. Apoi, nașterea se termină de cele mai multe ori prin operație cezariană, deci o manevră invazivă, copilul este supus unei anestezii, de obicei anestezie generală, complicații după cezariană pot apărea, costuri ridicate, număr de zile de spitalizare ridicat și iarăși un fenomen îngrijorător este că mulți copii se nasc prematuri în evoluția acestor sarcini, iarăși copii cu handicap, posibil cu malformații. În general, aceste fetițe despre care vorbim vin la dumneavoastră cu părinții sau? Depinde. O parte vin cu părinții. O parte, multe, au venit direct în urgență să nască. Ați avut cazuri de fetițe care au venit direct la UPU spunând că sunt însărcinată, trebuie să nasc? Da, sigur că da, direct în urgență. Ce vârstă aveau?
vorbim despre această categorie despre care vorbim astăzi, de la 15 ani până la 19 ani. Și n-ați avut încotro? A trebuit să preluați cazul? Da, să... sigur. Am și o mică statistică pentru maternitatea pe care o conduc. O maternitate mică de grad 1B, unde teoretic nu ar trebui să asistăm la naștere adolescente, deoarece sunt considerate nașteri și sarcini cu risc crescut și ar trebui direcționate către o maternitate județeană. Totuși, în anul 2018 au născut la noi în maternitate 14 adolescente, în 2019 19, iar în cele două luni din 2020 cât am funcționat, 6. Vorbiți de maternitatea Câmpina. Și aceste fetițe au fost direcționate către... Nu, au născut la noi la maternitatea Câmpina. Iar în cazurile grave sunt direcționate către Spitalul Județean Ploiești. Da, acestea de care am spus au născut la noi. Cum vi se pare, doamna doctor, această situație? Sau mai bine spus, care considerați dumneavoastră că este cauza pentru care aceste fetițe ajung să fie copii cu copii? Cred că este o greșeală de sistem, că nu există politici... Încă o greșeală de sistem. O greșeală de sistem. Nu există politici coerente în acest sens. Apoi, nu există standarde de practică, protocoale, în ceea ce privește sănătatea reproducerii pentru specialiști care să se adreseze adolescenților. Practic, nu avem specialiști care să se adreseze acestor copii. Și discuția care mi se pare cea mai importantă este că nu avem educație sexuală în școli. Vom vorbi imediat și despre ceea ce înseamnă educație sexuală în școli, dar înainte de asta, iată ce spun statisticile și o să spunem lucrurilor pe nume, da? Pentru că nu ar trebui să fie considerat un subiect tabu, dat fiind faptul că trăim în secolul 21. Unul din patru adolescenți la momentul de față care face sex nu folosește metode de protecție, fie pentru că nu știe, fie pentru că nu îi se pare relevant. Totodată, la doar 15 ani, una din 7 fete declară că a avut contact sexual. Apropo de ce discutam, în egală măsură, din 10 întreruperi de sarcină, una este făcută de către o minoră. Da. Un alt top al rușinii, probabil că ne găsim pe un loc fruntaș și la avorturile în rândul adolescentelor, nu numai la nașteri. Spuneați dumneavoastră că majoritatea, sau nu știu exact, urmează să-mi spuneți care este procentul acestor fete, aduc pe lume copiii, dar sunt și cazuri de minore care recurg la ceea ce înseamnă întrerupere de sarcină, iarăși o treabă extrem de traumatizantă pentru un copil. Sigur, da. Având în vedere că suntem în acest top în Europa, pe un loc fruntaș în rândul ratei natalității la adolescente, cu siguranță multe recurg și la... Și când spunem fruntaș, folosim ghilimele de rigoare. Da, cu siguranță multe recurg și la întrerupere de sarcină. Ce înseamnă pentru o copilă de 12, 13, 14, 15 ani să devină mămică și ulterior nașterii viața ei, nu știu, să decurgă așa cum ar trebui să decurgă viața oricărei adolescente? Mă gândesc că acest lucru nu va mai fi niciodată posibil. Nu. Nașterea, sarcina în perioada adolescenței presupune costuri sociale foarte mari. Aceste fetițe părăsesc școala de cele mai multe ori. Deci abandonul școlar. Da, întrerup un ciclu de învățare pentru a dezvolta o profesie. Ele vor fi greu angajate pe viitor. Vor găsi greu un loc de muncă. Din cauza stigmatizării Nu, din cauza că părăsesc școala și nu ajung să facă o profesie. Vorbim despre sărăcie. În momentul acesta. N-au profesie. S-au făcut niște studii prin care în aceeași familie se perpetuează acest obicei. Mama a născut, fiind adolescentă, o fetiță. Fetița are șanse mari să nască și ea, fiind adolescentă. Vorbeați puțin mai devreme despre sărăcie. Acest fenomen al nașterilor în rândul minorelor se înregistrează doar la ceea ce înseamnă categorii defavorizate sau sunt și fete care ajung la dumneavoastră din medii
Nu okay. neapărat, dar majoritatea ajung din categorii defavorizate. Și să nu uităm totuși că sunt comunități și citeam în studiul pe care l-a făcut Organizația Mondială a Sănătății, nu numai la noi în țară, în Europa în general, comunități în care este promovată căsătoria la 12-14 ani, greu să îi convingi să nu... să înțeleagă că... Da, asta este că... o situație aparte, da, da. Nu ne legăm da, de... Da, dar în general... Tradiții, să zic da, așa. Dar în general, fetele din, fetițele cu condiție defavorizată ajung din să... Familii din familii destrămate, da, din... Da, da. În general, în general această categorie. Această categorie. Bun. Să presupunem că o astfel de fetiță nu renunță la școală, vrea să continue, vrea să-și crească și copilul cu ajutor din partea părinților, asta ar fi situația ideală. Iarăși ne găsim într-o... Va fi astigmatizată? Va fi astigmatizată. Problema este că statul nu-i oferă niciun sprijin. Îi oferă doar o asistență socială, un sprijin financiar nu alocația. Foarte mare. Alocația da, pentru copil. Și apoi... Această fetiță nu este consiliată psihologic, nu este ajutată să se reintegreze în școală și în societate, categoric ea va fi stigmatizată. Cine ar trebui să facă asta? Cred că ar trebui programe speciale cu psihologi, cu specialiști care ar trebui să facă cursuri, să fie trainuiți, pentru că vorbim despre o problemă la o vârstă vulnerabilă, adolescența. Bun, și aici intervine, doamna doctor, iarăși următorul fenomen. În momentul de față, tinerii, băieți, fete, au acces, datorită tehnologiei, la foarte multă informație. De toate felurile, informația este foarte bună, atât timp cât știi cum să-ți iei ceea ce este ok din ce ți se livrează. E, acești copii, la vârstele astea, nu știu în ce măsură știu să ia informația așa cum ar trebui. Motiv pentru care, cred că asta de fapt e principala lor sursă de documentare, internetul. Inclusiv în ceea ce privește subiectul pe care noi categoria, îl discutăm astăzi. Despre prevenție, din punctul meu de vedere, pentru că de fapt aici este, de aici trebuia să începem, ca să nu ajungem la astfel de situații, trebuia ca în Prahova, în România, să se vorbească, nu de azi, de ani de zile, despre ceea ce înseamnă informare corectă și prevenție. Și ajungem din nou la educație sexuală. Și ajungem școală. Din nou la educație sexuală. Și apropo de acest subiect, educația sexuală în școli, au fost voci care au spus că sunt de acord cu ceea ce înseamnă educația sexuală în școli, au fost voci care au spus că este un atentat la inocența copiilor. Dumneavoastră, cum priviți lucrurile? Sunt perfect de acord că unui copil de unei fetițe de 11-12 ani nu-i poți livra da, informații exact. Cu privire la ceea ce înseamnă partea sexuală, așa cum o faci în cazul unei adolescente de 18 ani. Dar eu cred că informația frumos ambalată poate fi livrată ambelor categorii de vârstă, pentru că dacă nu, iată, se ajunge la situații în care auzim că minore de 12 ani aduc pe lume copii. Sunt de acord. Așa cum am spus și mai înainte, trebuie să abordăm multidimensional această problemă. Nu doar din punct de vedere medical sau doar din punct de vedere psihologic. Poate, m-am gândit că poate nici n-ar trebui să se numească în școala primară sau gimnazială educație sexuală. Să se găsească o altă denumire a orelor în care să se vorbească despre eventual anatomie, despre menstruație, despre ce înseamnă să aduci pe lume un copil, poate adaptate vârstei, evident, așa cum ați evident. Spus, într-un fel vorbești unui copil de 11 ani, într-un fel unui adolescent de 17-18 ani. Să nu uităm că vorbim, așa cum am spus, de o vârstă vulnerabilă, psihologic, psihologii ar trebui să fie implicați în aceste ore de educație sexuală și cei care își asumă aceste ore ar trebui pregătiți special. Aici este problema, da. Pentru că inițiativa în acest sens a existat, dar s-a pus problema, bine, bine, facem ore de educație sexuală în școli. Dar cine va face aceste ore?
Orele... Pentru că nu poți să pui un, nu știu, profesor de, spuneți dumneavoastră, să predea copiilor educație sexuală. Nu. Mă gândesc că trebuie un medic, trebuie un psiholog. Categoric, da. O echipă. O echipă. Da. Iar noi suntem deficitari. Noi suntem deficitari. Așa cum am spus, deficiența este la nivelul de politică. Deci pornim de sus. Este greu. Noi așa poate avem soluții la nivel de oraș, de școală, însă trebuie o politică bine gândită. Și pentru cine ar trebui să o gândească? Pentru că asta trebuia făcut de ieri. Ministerul Sănătății, probabil. Și mă gândesc că trebuie programe la lung. Nu categoric, doar da. Campanii, sloganuri, niște proiecte, niște pe ar trebui să și totul să se oprească acolo. Ar trebui să încercăm să luăm exemple. Noi acum ne găsim foarte sus în ceea ce privește România, în ceea ce privește nașterea la adolescente. Am citit cu surprindere zilele trecute, știind că sunt invitată în emisiune, că până în 2017-2018, pe locul întâi s-a aflat Anglia în ceea ce privește rata natalității la adolescente. Și a scăpat de acest loc fruntaș, între ghilimele. Cum? Haideți să învățăm și noi de la ei. Despre asta este vorba. Cu siguranță s-au adoptat politici coerente și cu siguranță au reușit să facă această educație sexuală în școli și populația să înțeleagă că nu le învățăm pe copii să înceapă viața sexuală. Ei oricum o încep. Și îngrijorător, exact, îngrijorător că debutul vieții sexuale este în jur de 14-15 ani în România. Copiii informați, așa cum ați spus, de pe internet, se informează unii pe ceilalți, categoric eronat sau cu mult balast în informație. Și de aici, dezastru. Doamna doctor, o întrebare scurtă. Da. Suntem ipocriți? Suntem. La ce mă refer când spun asta? Știu la ce vă referiți. Ați înțeles. Și, suntem ipocriți? Da, preferăm să ne ascundem după ușă. În realitate, copiii noștri își încep viața sexuală la 14-15 ani. Și noi închidem ochii și ne facem că nu înțelegem. Și noi așteptăm ca ei să se informeze din laptop. Pentru că de ce ar trebui să îi fie rușine unui părinte să vorbească cu copilul lui despre ceea ce înseamnă educație sexuală, pentru că până la urmă este o chestie care ține de normalitate. De ce este considerat un subiect tabu? Probabil că în România și se ajunge iată la ani de zile, ani de zile în România, anterior. Ani de zile în România a fost considerat un subiect tabu. Poate și pentru că am venit din, cu toate că au trecut mulți ani de când am depășit comunismul, dar probabil că au rămas niște sechele acolo, în transmise din generație în generație. Bun, haideți să vă citesc ce declară Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova cu privire la ceea ce înseamnă acest fenomen naștere în rândul minorelor, minore care își abandonează copiii în maternități. Copii care, bineînțeles, ajung în grija statului. Există asemenea cazuri. Spuneam puțin mai devreme că, potrivit informațiilor pe care ni le-au furnizat cei de la Direcția de Statistică Prahova, în ultimii 2 ani, 300 de fetițe au dat naștere unui copil aici în județ. Avem așadar astfel de cazuri. Copile cu copii care ajung în grija asistenților maternali. Căutăm rudele, iar dacă ele nu vor să se ocupe de bebeluși, aceștia din urmă intră în sistemul de protecție. Vreau să punctez faptul că nu este recomandată adopția acestor nou-născuți de către bunici, ci doar luarea lor în plasament, pentru că altfel mama devine soră cu nou-născutul, lucru ce reprezintă o traumă psihologică. Au fost cazuri când i s-a cerut desfacerea adopției, fiindcă mama biologică, odată devenită majoră, și-a dorit copilul înapoi. Nu voia să-i fie soră, ci mamă. Ei bine, odată dată sentința de adopție, nu mai poate fi modificată. Sunt situații, nu știu, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Categoric, da. Așa cum am spus, consiliere psihologică și abordare foarte serioasă a acestei probleme. Abordare foarte serioasă din câte puncte de vedere? Din multe puncte de vedere. Ca dumneavoastră, ca medic, faceți ce ține de... Da,
datoria dumneavoastră, dar, de medic. Din dar... punct de vedere medical, strict, strict obstetrical, este, și pentru noi este o mare problemă, sarcina și nașterea la adolescente. Noi am vorbit mult acum despre contextul social, despre contextul psihologic, despre cum să prevenim. Ok, n-am prevenit. Copilul de 15 ani, că este un copil, a ajuns să fie însărcinată și eu am o problemă ca medic obstetrician. Trebuie să urmăresc foarte atent această sarcină, să tratez acest copil care este însărcinată, să urmăresc complicațiile cu mare atenție. Este considerată sarcină la vârstă extremă, sarcină cu risc obstetrical crescut. Bun, și noi am tot vorbit până acum despre ceea ce înseamnă nașteri în rândul minorelor, dar mai apar și următoarele situații. Fetițe care și-au început prematur viața sexuală și care habar nu au ceea ce înseamnă boli cu transmitere sexuală, care sunt deja infectate cu ceea ce înseamnă HIV, care sunt bolnave de hepatită, toate luate pe aceasta este altă problemă, altă dimensiune. Copiii aceștia... Și aici nu... vorbim iarăși de lipsă, da, de informare. Lipsă de informare, ei nu știu bolile care se transmit pe cale sexuală. Să vorbim doar despre hepatite. Se trezesc ați la... avut fetițe cu... Am avut femei tinere care aveau hepatită B și C și care nu aveau nicio idee de unde s-au infectat. Și la fel, astea sunt lucruri care ar trebui, mă gândesc eu, discutate în școli de la vârste, da, fragede. Categoric, da. Da. Cu abordarea corespunzătoare vârstei, evident. Categoric, da. Deci este un fenomenal. Ce, ca să încheiem așa prima parte a discuției, ce sfat ați avea dumneavoastră în calitate de medic pentru ceea ce înseamnă nu neapărat fetiță de 12-13 ani, mamă de fetiță? Mulțumesc pentru această întrebare. Sau profesor, sau, nu știu, dirigente. Să zic mai întâi familie. Eu, în ultimul timp, la cabinet, în ambulatoriu de specialitate în Spitalul Câmpina, dar și la cabinetul privat, m-am întâlnit cu fenomenul următor, mame care vin cu fete de 14, 15, 16, 17 ani la primul consult ginecologic. Eu le felicit. Și le felicit și când vin. Mediu urban sau rural? Mediu urban. Se discută liber. Deci sunt și părinți, da, sunt deschiși de situații. Categoric, da, deschiși la minte, care au înțeles că care este contextul, și exact, care este situația care te marchează pe viață. Da, după vârsta de 16 ani, adolescentele au libertatea de a veni singure la consultul ginecologic și eu le încurajez să vină să discutăm despre contracepție. Deci ele au viața sexuală debutată, trebuie să discutăm despre acest lucru, să le ajutăm să nu ajungem la situația nedorită de sarcină, de a deveni copii cu copii. Bun, schimbăm registrul discuției, pentru că spuneam la începutul acestei emisiuni că vreau să abordăm și o altă situație la fel de dureroasă cu care se confruntă atât Prahova cât și întreaga țară. Vorbim despre cancerele de col uterin și mamar. Din nefericire, suntem fruntași iarăși în ceea ce privește mortalitatea în rândul femeilor din cauza acestor două tipuri de cancer. 2000 de femei, îmi spuneați dumneavoastră, își pierd viața anual din cauza cancerului de col uterin, din cauza faptului că nu se prezintă la timp la medic. Ca să definesc și mai bine situația, pot să vă spun că în lume, la fiecare două minute, o femeie moare din cauza cancerului de col uterin. La fiecare două minute. Iar în România, în fiecare an, sunt diagnosticate 4.000 de cazuri noi, aproximativ 4.000 de cazuri noi de cancer de col uterin și, așa cum ați spus, 2.000 de decese prin această boală. Cred că în momentul acesta am arătat clar care este dimensiunea și că, într-adevăr, este o mare problemă. La dumneavoastră, în momentul în care vin femeile,
Vi s-a întâmplat să depistați tardiv această boală, da, și să găsiți, nu știu, soluția optimă de a-i da vestea tristă respectivei femei? Că mă gândesc că e o situație extrem de ingrată. Sigur că da. Sigur că da. Depistăm cancere în stadii tardive. Dar de ce se întâmplă asta? Acest lucru se întâmplă din cauza că nu există prevenție. Și pentru această boală există posibilitatea prevenției și primare și prevenției secundare. Cancerul de col uterin este un cancer care este, în etiologia lui, se află un virus. Este o boală virală, ca să înțeleagă telespectatorii. Astfel încât am putea ajunge să nu ne infectăm cu acest virus. Există vaccin. Mare reticență. Vaccinul HPV. Categoric. Mare reticență în rândul mamelor de a-și vaccina fetițele. În România nu a fost un succes vaccinarea împotriva HPV. De ce au mamele reticență în a-și vaccina fetițele? Nu am înțeles. În Europa vaccinul a fost un succes. Se vorbește acum despre vaccinarea nu doar a fetițelor, ci și a băieților, deoarece ei transmit virusul HPV. Da? Acesta este transmis tot pe cale sexuală, da? Deci tot o boală cu transmisie sexuală. Și în Europa se vorbește și s-au început programe de vaccinare și a băieților. În România am reușit să vaccinăm multe fetițe, dar programul de vaccinare nu a fost un succes. Și aici am vorbit despre prevenția primară. De curând am fost la o conferință de specialitate în care se vorbea că dacă am fi puțin conștienți, această boală am eradica-o. Cancerul de col uterin. Da, pentru că prin vaccinare nu mai ajungi să te infectezi cu HPV, cu siguranță etiologia cancerului de col uterin este infecția cu HPV, cu tulpini oncogene, deci am putea în câțiva ani să eradicăm această boală. Doamna doctor, trăim în era tehnologiei, avem acces la foarte multe informații, așa cum spuneam puțin mai devreme, avem foarte multe persoane, acei influencer, da? Care acaparează tot ceea ce înseamnă mediul acesta online. Vreau să-mi comentați, vă rog frumos, următoarea afirmație pe care a făcut-o recent o persoană publică urmărită de foarte multe femei, zeci, sute de mii de urmăritoare. Este vorba despre Olivia Ster. A venit din nou acea perioadă specială a anului, spune aceasta, când iar nu îmi fac mamografie, nici test Papa Nicolau, nici nu port fundițe roz. Este o afirmație, după opinia mea, total aberantă. Nu de luat în seamă și nu de urmat. Un test Babeș Papanicolau făcut la timp îți poate salva viața. O mamografie la fel îți poate salva viața. Aceste cancere... Deci nu ne tratăm, cum spune doamna Olivia Ster, nici cu zeamă de usturoi, nici cu pătrunjel, nici cu alte plante miraculoase. Nu, nici măcar nu am ajuns să vorbim despre tratament, ci să vorbim despre cum depistăm. Și aceste maladii depistate în stadii precoce sunt vindecabile 100%. În stadii precoce? În stadii precoce. Sunt vindecabile 100%. În cât timp evoluează, spre exemplu, cancerul de col uterin de la faza precoce, incipientă, până la faza în care nu se mai poate face nimic? Evoluează în ani. Fără simptome? Fără simptome. Depinde și de tulpina, cât de agresivă este, pentru că virusul HPV are o multitudine de tulpini și doar unele dintre aceste tulpini au risc oncogen și din cele cu risc oncogen, 16-18 sunt cele implicate în etiologia cancerului de col uterin. Se vorbește acum despre depistarea riscului de a dezvolta cancer de col uterin nu prin testare HPV, adică mai întâi depistezi dacă ești infectat cu virusul HPV, apoi ajungi la leziuni
pe care le depistează examenul citologic Babeș Papa Nicolau. Deci putem să știm cu mult înainte să apară chiar leziunile cele mai mici. Mă gândesc că situația este în oglindă și în ceea ce privește cancerul mamar. Și cancerul mamar s-a dezvoltat, înainte să vorbim despre mamografie, să vorbim despre ecografia de sân, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp. Specialiștii au făcut multe cursuri, nu este invazivă, pentru că nu iradiază pacienta. Da, ultrasunetul este inofensiv complet, iar după vârsta de 40 de ani, o femeie ar trebui să înțeleagă că trebuie să facă mamografie. Haideți să vă spun care este, da, probabil că știți și dumneavoastră, părerea foarte multor femei în ceea ce privește aceste controle de prevenție. Nu am bani. Sunt de acord. Urma să vorbesc despre acest lucru. Este... Ce înseamnă screening? Screening înseamnă că statul se ocupă de acest lucru. Nu pacienta vine să plătească și să-și facă ea de capul ei sau pentru că i-a indicat medicul, când i-a indicat, când își aduce aminte să vină la control. Practic, spuneți că vorbiți de acele programe? Vorbesc despre programe coerente, naționale. La noi în țară nu există un program coerent de screening, nici în ceea ce privește cancerul de col uterin, nici în ceea ce privește cancerul mamar. Dar ce există la noi în țară? La noi nu există nimic, din păcate. Dar acest lucru nu ar trebui să coste. Femeile ar trebui să intre. Și de-aia ajungem, doamna doctor, la 2000 de femei care mor anual din cauza cancerului de col uterin. Și sigur care probabil sunt femei care nu își permit aceste teste. Sigur că da. Care ar fi soluția? Soluția aceasta este. De curând am participat la deschiderea unui proiect pe fondul europene al Fundației Renașterea, în care gratuit, pe fonduri europene, femeile din categorii defavorizate. În Prahova. Cred că în toată țara este demarat acest proiect, însă debutul lui a avut loc în Prahova, chiar la Câmpina. Și, dar este o picătură într-un ocean. Noi trebuie să vorbim la nivel național despre un program coerent de screening în care pacienta susținut pe termen lung, da, în care pacienta de la o anumită vârstă intră și este urmărită în acest program național. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Dacă ar fi așa să tragem o concluzie la discuția pe care am purtat-o în această după-amiază, iată, pe primele locuri în ceea ce privește nașterile în rândul minorelor, pe primele locuri în ceea ce privește mortalitatea la femei din cauza cancerului de col uterin și cel mamar. Care ar fi concluzia? Concluzia este că nu o să putem rezolva aceste probleme la nivel local sau limitat la o mică comunitate de oameni. Este vorba despre politici naționale. Aici este problema, aici trebuie lucrat. Există sau nu există aceste politici naționale? În momentul acesta nu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și pentru informații și pentru prezență și vă mai aștept și altă dată cu mare drag. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături. La revedere!